Regilor, și bine v-am găsit aici la un draft pe acest canal. Știu, este un joc mai așa, mai de negăsit, dar eu îl joc. Hai să începem. Trebuie să ne alegem un capitan și o să pornesc cu Suarez pentru că vreau să fac o echipă bestie, bestie din la Liga. Dacă o să scot undeva la OVR 80, o să postez acest clip, dacă nu. Nu? Aici va veni Alexis, pentru că era cea mai bună soluție. Osman Dembele, apoi Dani Parejo sau Arda Turan. Apoi să vină Paul Pogba. Oare? Da, e bun. Aici Jace ăsta. Carvajal, clar aici Carvajal. O să urmeze după acest clip la o jumătate de oră, o oră, live-ul promis cu FIFA Mobil. Dier sau... Diersule... Hai cu Dier că e mai bunicel. Îl iau aici pe... Jung, numai pentru chimie, deci... Da, aici să intrăm în Kiko și avem 100% overe. Bă, singurul jucător bun, după mine, singurul jucător bun, pentru că sunt doi. Nu, mai mulți. Sunt trei. Sunt Suarez, Alexis și Paul Pogba. Deci alții nu, nu. Nu aveau ce să caute, dar e bine, o să o vedem. Zuma. Aici luăm pe Matuidi mai așa pentru... Oh my fucking god! Dacă îl bag, îmi scade, frate. Mai bine să-mi scade decât să... Nu fie folosit. Na. Și poate văd că aici pot să-mi o schimb. Oricum, o să vedem noi ce schimbări să facem. Până la final avem timp. Până când o să începem meciurile, avem timp destul, deci... Carles Puyol sau Schmeichel. Deci, dacă l-aș lua pe Schmeichel, aș avea portar. Dacă l-aș lua pe Carles, că e spaniol, îmi face chemistry și cu unul și cu altul și atunci am ajuns la 100% vere. Bender, normal, aici... Șerișev. Și clar că intră Jordi Alba atunci în primul 11. Bine, mă! Ești perfect faza cu Pogba acolo sus. Avem o echipă, uite așa. Serios? Ah. Dar vreau să-l folosesc pe Hazard acolo. Hai să vedem. Dacă folosesc o formula aceasta... Numai că aici să-mi vină Jung și Dyer, numere. Oricum numerea, deci las mai bine așa. Eu zic că e bine și 96, vreau că vreau să-l folosesc și pe Hazard acolo. Hai să-i dăm start. Forward 92, 86 și 80. True defense. 2 avem de league, iar 7 de naționalități. Avem mai din două ligi, adică Spania și La Liga Santander. Hai să dăm, nu, am zis Spania și La Liga Anglia și La Liga Santander. Hai, Inigo, Dembele, Izeu, Alexis Sanchez. Au marcat o dublă. Așa, deci am câștigat această partidă, trebuie să batem acum Zenit San Petersburg. Hazard. Bă, când l-am băgat pe Hazard în primul 11, am făcut ceva bine. Ce pui mei, așa se joacă FIFA-ul. Hazard, ești zeu acum.
ei câștigă meciul ăsta, au fost... E dificil să mai întoarcem 1-0 minutul 70. 2-0. Dembele mi-a reușit. Bă, eu zic că e bine, dar se putea și mai bine. Hai să deschidem acele mici pack-uri. Hai să facem aici un save pentru că este până acum cea mai bună echipa mea. Ieșim frumușel și ne ducem la pack-uri. De la pack-uri, get full. Nu. Așa și deschidem aceste pack-uri. Începem cu cele mai slabe. One pack. Un pic un căcat. Rusia, KF, Dinamo Kiev, cred că nu-i Dinamo Kiev. Știu echipa, dar mai știu cum se numește. Iwobi, ăla e cât de cât bunicel. Putem să-mi iau un 8-3 plus, dar Felipe Augusto. Și cred că în episodul de astăzi o să facem și squad builder. Los Gilgazi. E bun și ăsta. Am 9 de gold. Hai să le deschidem pe cele 9 de gold. Da, și niște prostii. Vasquez. Nu e chiar așa mare prostie. Dar e ceva. Da, Elme laxat. Fix laxat îmi trebuie. Uite, Ciprian de Tărușanu care e, pur și simplu, zeu la Nant. Hai să deschidem, să vedem câte avem de opțiune. Două numai. Atunci deschidem unul de premium, gold pack. Și Subasic. Păi bun și Subasic, dar... Premium Gold Pack. Hai să vedem un pic cât ar costa un Premium Gold Pack. Cum să nu? Fix pe ele dau banii. Un Premium Gold Pack. Premium. 7500. Bă, ești prost? Mi-am scos banii cu mult. Deschidem și acest pack de 81, că cât am banii, bine. Alaba! 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 Miranda! Mama mea! În fine, hai să deschidem toate pecurile Alaba, deci totuși Alaba! Corona. Îi pun și Corona. E de la 80 în sus, important. Deci acesta este un clip în care facem un draft și deschidem niște pack-uri. Un draft chest open, un draft pack opening. Așa o să numesc clipul, serios. Draft pack opening. Totuși, Alaba! Așa, bă, nu ne-au picat jucători răi, uite, Juan Bernat. Mă, e bână, deci suntem pe bână. 114 carduri. Atletico Fernandez, ai mamă, nu putea să fie Vieto. Dar Dos Santos? Deci Dos Santos? Ceva bun. Și acest Dos Santos? Da, fix Brozovic putea să împice, nu putea să împice altceva. Fix Brozovic și Brand. Bă, hai că e bun cu Brand, dar cu Brozovic nu prea. Mai deschidem unul de ăsta. Nu! Te... Cred. Nu te cred! Nu te cred!
Luca Modric! Luca Modric! Luca Modric! Paulinho! Ai de capul meu, Luca Modric! Fui de capul zilele mele! Nu te cred, iar! Iar vă, e ceva bun! Spaniol? RKB de la Real Madrid, nu te cred, nu te cred, Sergio Ramos. Nu te cred! Sergio Ramos! Uai de capul meu! Ter Stegen, Felipe Luis, Koke! Deci nebun la cap, toți peste 81 overe și stâmpit. Deci 2-0 mi-a picat. Rugani. Cu ăla mi se pare cel mai bun. Cancelo mi se părea cel mai bun dacă era în Spania. Frate, totul Sergio Ramos. Du-te, bă, că nu te cred. Du-te, mă, că nu te cred. Te de aici. Cum să fie așa bun un pack? Cum? Chedira. Ei, bun și Chedira, treci în club. Musonda, mama mea. Bă, totul Sergio Ramos. Luca Modric. Sub asigeară, duplicate, o să-l vând. Bă, dar totuși, Luca... da, și Luca Vasquez mi-a picat. Nu, Luca Modric. Sergio Ramos. Marco Asensio, frate. Ce vrei mai mult de atâta? Ter Stegen. Bă, așa-mi fac echipă de Spania așa, uite, fix așa. Cum s-au de pe filmare. No. Pablo Sanable. Ah. N-a putut să fie... Bă, frate, bă, hai că e bine. Să zicem că e bună clasă. Totuși, Sergio Ramos. No money has started. Mignole. Așa. Ce de cat a fost pe ăsta? Deschidem ultimul pack de Real per Gold. O să mai deschid unul de peste 81 când o să am bani. Și ce mi-a picat, mi-a picat. Stați așa să dăm un cancel pe aici și să mergem la nu la, la latest player. Ah, mi-apar jucătorii pe care i-am făcut. La pack, la... M-am prins. Ce jucători am? Am... Bă, frate, dar-s prost, deci dau un rap. Ce jucători am primit la drafturi? Duplicate. Quixel, du-te. Corona, pleacă. Rugani, pleacă. Samu Castiejo, pleacă de două ori tu. Tu de tu odată, tu odată, tu ce să vă cam scot banii de voi? Teo. Cât ar costa un Ramos pe market? M-ar interesa acum să-mi bag piciorul. Cât costă Ramos? Koke, Alaba. Deci când am văzut Alaba, Ramos, Ter Stegen, n-am mai putut zice nimic. Din a fost... Știu că mic și jocrineză. Hai că mai deschidem pack-ul. Nu cred că mai pică ceva bun, dar hai să sperăm. Well back. Ceva, ceva e bine. Da, o să deschid două pack-uri de 81 over pe acest episod. O să mai deschid două și o să închidem acest super, super, super magnific episod.
72 de minute. Este 15 minute acest clip. Dar mi-a picat Ramos. O merita să-l filme. Iniesta. Iniesta! Bine, mă! Bam, 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 bam! Hai pe mama lor, cum zice Bercea. Bercică. Vaca. Fii sigur vaca o trebuie să-mi picești Kiko Casillas. Nu pot să-mi minte un pic pe Keylor Navas. Mama mea, oh my Jesus Christ, a fost asta. Free token. Da, băieți, cam cred că atâta este și cu acest episod. Au fost niște peacuri bestii, deci n-am putut să cer mai mult de atât. Am zis că o să fac și squad builder, am zis. Hai să nu mă apuc și de squad builder. La squad builder nu mă interesează, nu mai să-i pun pe toți din Spania, deci Sansone. Castro, deci nu sunt prea cei mai buni jucători, cum ați zice voi, bestii. Nu sunt bestii toți, dar sunt demenția, mai ales acel Ramos, deci nu, tot nu vine să cred că l-am primit. Și dacă vă întrebați, nu este promovare de la cei de la cei care au creat acest joc, am zis hai să filmez acest joc. Asta este echipa 84 rating. E bun, binișor, dacă intrăm o găsim aici. Așa, scoate challenge. Hai să ne uităm și pe aici. Juventus. Hai să băgăm aici portar de ăștia mai slăbiuți. Punem aici Annie, orice poziție e bună. Laxalt. Annie. Annie. Romero. Annie. Și nu mai avem jucători. Deci Juventus Blair, exactly 11. Removere. Număr. Number of the bridge icon. Să vedem. Ce abia nu sunt un mam de bele ar fi ceva bestie. Hibrid, hai, hibrid, toate ligile care le am. Intrați. Intră. Bastuber. Granero. Rafael ăsta. Laxalt. Îmi trebuie național team minim 5, special card minim 1, team game. Oricum, bă, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Flaviu și noi ne auzim data viitoare. Bye, bye, pe live.